Întâmplarea a avut loc pe drumul național 73 în localitatea Mărăcineni și a fost pusă pe seama neatenției, dar și a lipsei de experiență. Un bărbat care se deplasa cu mașina dinspre Pitești către Câmpul Lung a virat stânga apreciind care timp până când vine mașina din sens opus, dar s-a înșelat. Din sens opus se îndrepta o șoferiță începătoare care s-a pierdut în momentul în care a văzut că autoturismul i-a tăiat calea și nu a schițat niciun gest pentru a încetini, intrând în coliziune. În urma impactului, șoferița și fiica ei au suferit un atac de panică și a fost nevoie de intervenția medicală a echipajelor serviciului de ambulanță județean Argeș și SMURD, nefiind însă necesară transportarea celor două la Spitalul Județean de Urgență din Pitești. Șoferul care a efectuat manevra imprudentă a rămas fără permisul de conducere. Fiind vorba despre un drum extrem de circulat, pe perioada efectuării măsurătorilor, traficul a fost oprit, iar cozile de mașini se întindeau pe câțiva kilometri.